Doamne ajută, bună seara! Vă mulțumesc pentru dragostea de a vă răpi din timpul dumneavoastră și a vi-l cheltui aici, acum, pentru a ne întâlni. Nădăjduiesc să nu constatați la sfârșit că a fost un timp pierdut, ci poate un timp cât de cât câștigat cu puțin folos. Cât de cât, cu puțin folos duhovnicesc. Mulțumesc Părintului Profesor Ioan Popescu, Părintului Paroh, pentru toată dragostea Sfinției sale și de a mă invita, de a mă reinvita, pentru riscul asumat de a mă chema, fiindcă eu nu sunt un teolog așa cunoscut sau recunoscut, oricum unul cât se poate de nevrednic a vorbi și mai ales a vorbi într-o sfântă și dumnezeiască biserică. Însă acum dacă m-a chemat, eu am răspuns cu dragoste, fiindcă ne prețuim, zic eu, reciproc, avem o relație deosebită și am zis să vin, să împărtășim împreună, să discutăm împreună, să dezbatem puțin acest subiect, zic eu, foarte important, delicat, sensibil, acela a statutului de a fi astăzi ortodox. Sigur, îi mulțumesc Părintelui Costin pentru toată implicarea în toată organizarea acestei manifestări, părinților, Părintelui Iordache, Părintelui Dragoș, tuturor părinților aici prezenți de față, pentru dragostea Sfinților lor de a veni, de a mă încuraja, de a mă susține, de a fi împreună aici, acum, și de a ne simți într-o comuniune și într-o solidaritate frățească, interumană. A fi ortodox. A fi ortodox întotdeauna a fost omul care a avut conștiința, a avut certitudinea, a avut siguranța sau pretenția că încearcă să-L urmeze pe Domnul Dumnezeu cel adevărat, pe care îl recunoaște ca fiind unicul și singurul Dumnezeu adevărat, adevărul suprem, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cel mărturisit de noi ca Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Primul lucru, zic eu, asta înseamnă când spui de cineva sau când spunem de noi, de fiecare în parte, că suntem ortodoxi. Că așa cum spunem în simbolul credinței, credem într-unul Dumnezeu. Și credem în toți ucenicii Dumnezeului celui viu și celui adevărat sau preanalt, începând de la cei din Vechiul Testament, de la patriarhii, prorocii și profeții Vechiului Testament, până în Noul Testament, la ucenicii, apostolii și toți urmașii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la Sfinții Părinți ai Bisericii, până la ultimul Sfânt al Bisericii. Ei formând tezaurul spiritual duhovnicesc al bisericii noastre și alcătuind sfânta tradiție a bisericii, care știm bine că sfânta tradiție alături de sfânta scriptură sunt cele două izvoare ale revelației. Deci a fi ortodox înseamnă a te raporta la Hristos și la sfinții săi. Este foarte important să știm sau să conștientizăm acest lucru. Să ne raportăm la Sfinții lui Dumnezeu. A fi ortodox astăzi, și nu numai astăzi, dar vorbim de acum, de astăzi, căci noi acum trăim pe pământ, înseamnă în vremurile noastre a fi drept mărturisitor, drept cinstitor, drept propovăduitor, cel care cinstește, propovăduiește și mărturisește corect, complet și onest pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt,
Învățătura bisericii, tot tezaurul ei dogmatic și scripturistic, toată doctrina bisericii cap-coadă și deci toată învățătura și învoința lui Hristos cel adevărat. Acela este ortodox care împlinește și care mărturisește învățătura lui Iisus Hristos. Este foarte bine să stabilim câteva jaloane, dacă vreți, sau câteva principii care îl creionează sau îl configurează pe omul care se pretinde și se ține, cum spunea Părintele Teofil Părăian, drept ortodox. Este foarte important să avem aceste jaloane stabilite în lumea aceasta plină de amestecuri, sincretism și confuzie, dezorientare și debusolare. Astăzi a fi ortodox înseamnă a fi un om normal. Astăzi a fi ortodox înseamnă a fi un om onest. Astăzi a fi ortodox înseamnă a fi un om corect. Astăzi a fi ortodox înseamnă a fi un om altruist. Astăzi a fi ortodox înseamnă a fi un om demn. Astăzi a fi ortodox înseamnă a fi un mărturisitor onest, principialist, cu principii sănătoase de viață și cu coordonate foarte clare și limpezi după care își ghidează și urmează toată propria lui viață. Astăzi a fi ortodox înseamnă a fi om care conștientizează și realizează că cetatea lui în care el vrea să trăiască și stătătoare fiind, nu e cea de aici, ci cea care va să vină, aceea împărăției celei cerești și veșnice a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Asta înseamnă a fi ortodox. A fi ortodox înseamnă a te ruga, a posti, după puterile fiecăruia, și a avea în minte permanent țelul, obiectivul principal, primordial, plenar al vieții tale, acela al însoțirii tale cu Hristos, a unirii tale cu El, a îndumnezeirii tale, a desăvârșirii și sfințirii tale în comuniunea cea sfântă și veșnică cu El, Hristos Domnul. Astăzi a fi ortodox înseamnă a fi simplu, dar nu simplist. A fi în genunchi, dar nu îngenunchiat. Astăzi a fi ortodox înseamnă a fi smerit, dar nu nedemn. Astăzi a fi ortodox înseamnă a te pocăi și a te căi, dar a nu te lamenta și plânge gratuit. Tot a fi ortodox înseamnă și asta. Astăzi a fi ortodox înseamnă a vorbi după cum îți este portul și a te purta după cum îți este vorba. A fi ortodox înseamnă a nu fi ipocrit, a nu fi fățarnic, adică a zice ce gândești și a făptui, a împlini ceea ce zici. Căci cel ce va face și va învăța, acela mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu. A fi ortodox înseamnă, cu adevărat, a păstra și a apăra tezaurul liturgic, sacramental, dogmatic, patristic, canonic, duhovnicesc, spiritual al bisericii, nealterat, nedeteriorat, adică a ține minte că Mântuitorul a spus: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. A fi ortodox înseamnă a te închina corect, a cinsti Sfintele Icoane,
a-l prețui pe om, recunoscând în el chipul lui Hristos sădit acolo, pus și activat sau reactivat în el de la Sfântul și Dumnezeiescul botez, reactivat cu fiecare faptă bună. A fi ortodox înseamnă a participa la Sfintele Slujbe, la Sfânta Liturghie, a ține rânduierile bisericii, a participa la cele șapte sfinte taine și la celelalte ierurgii ale bisericii, a te spovedi, a te împărtăși, asta înseamnă a fi ortodox. Poate vă veți speria, sau poate pe unii am reușit să vă speriu și veți spune în sinea dumneavoastră, domnule, dar multe trebuie să fii, să ai, ca să fii ortodox. Nu sunt multe, dar trebuie să ținem la ele, pentru că sunt elementele esențiale de bază ale bisericii. Cele care certifică statutul unui om că este sau că nu este ortodox, funcție de împlinirea sau neîmplinirea tuturor acestor principii sau valori ale bisericii care trebuie cultivate pentru că ele sunt dătătoare sau făcătoare de virtuți și de fapte bine plăcute înaintea lui Dumnezeu, care ajută și ne certifică pe noi sau ne conferă statutul de drept măritor creștini, adică de ortodoxi. Ortodox, ortodoxie, dreaptă slăvire, din cuvânt, din termenul grecesc ortodrept și slăvire, slavă, doxa, care înseamnă opinie, părere sau poziție corectă, poziție dreaptă, ortodox, poziție adevărată sau opinie corectă, noi spunem, adică dreaptă slăvire sau dreaptă cinstire. Nu poți fi ortodox dacă n-ai părinte duhovnicesc, căci de vrei să te mântuiești cu întrebarea să călătorești. Nu poți fi ortodox dacă nu te spovedești. Este cea mai grea perioadă din viața unui om și vă spun din proprie experiență, perioada în care nu ai părinte duhovnicesc sau perioada în care nu te spovedești sau nu o faci cu o anumită regularitate și stabilitate sau statornicie și mai ales seriozitate și responsabilitate. Ești un om infirm, ești un orfan, ești un om căruia îi lipsește ceva esențial, cârmuitorul și povățuitorul său duhovnicesc. De aceea tinerilor noi trebuie să le spunem că e mare lucru să prindă curajul de a veni și de a se spovedi în condițiile în care reușim, încercăm și reușim să îi ajutăm să le insuflăm încredere și disponibilitate în acest sens. Că au rezervele și reținerile lor și deci trebuie să încurajați. Însă, omul fără povățuitor este un om care orbecăie și se află într-o derivă. Deci a fi ortodox înseamnă a avea povățuitor, a avea duhovnic, a avea părinte duhovnicesc. A fi ortodox înseamnă a citi, a te ruga, a posti, cum spuneam, și a face multe fapte bune. Oriunde, în orice moment și în orice loc, avem prilejul de a săvârși fapte bune, de a împlini fapta cea bună. Dacă ea se întâmplă, situația se creează, contextul, acolo unde suntem și noi de față, înseamnă că ni se adresează nouă, că ne este nouă destinată. Și că deci este un prilej, o ocazie, un prilej binecuvântat, o ocazie binecuvântată de a împlini fapta cea bună. Deci merită să ne angrenăm, să ne implicăm, să reacționăm și să acționăm. Să facem, deci, tot ce ne stă în putință spre a împlini lucrul cel bineplăcut lui Dumnezeu. A fi ortodox înseamnă a nu răspunde provocărilor și totuși a răspunde provocărilor. A fi ortodox înseamnă a avea discernământ și dreaptă socoteală.
funcție de care știi când să răspunzi sau când să nu răspunzi une sau altea dintre provocări. Când ea este o ispită pe care o poți gestiona și deci o poți depăși cum trebuie, sau este o ispită cu care, cărea dacă vei intra în logica ei, însoțindu-te cu ea, vei cădea pradă ei. Și dacă nu ești suficient de înarmat și de pregătit, întâi înarmează-te, pregătește-te, să ai tot echipamentul din dotare cu tine sau în dotare și apoi să vii și să aperi biserica sau să răspunzi ispitei respective pe măsura ei. Vom fi, suntem și vom fi tot mai mult chemați la răspunde multora dintre provocările ce se varsă și se revarsă asupra bisericii și mai ales împotriva bisericii. Important este să știm cum facem, cum procedăm, să știm exact atunci când am intrat în frontul de luptă, pe câmpul de bătălie, să avem tactică și să acționăm, să reacționăm ca niște strategi. Pentru aceasta trebuie să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, să cerem să ne lumineze nouă mințile și inimile, cugetele noastre să fie luminate, să fie brăzdate de Duhul cel Preasfânt al lui Dumnezeu. A fi ortodox astăzi înseamnă a fi vertical și fără complexe și fără frustrări. Noi, mai ales aici, într-o țară majoritar ortodoxă, chiar trebuie să ne purtăm cu toată demnitatea ca niște veritabili și autentici ortodoxi. Cei cât suntem? Care suntem? Adică să se vadă nu cu emfază, nu cu aroganță, dar să se vadă prin pilda noastră personală, prin viața noastră, prin purtarea noastră că suntem drept măritori creștini, drept slăvitori creștini, binecinstitori, adică suntem ortodoxi cap-coadă, trup și suflet, minte și spirit. Că dacă am fi așa și dacă apoi am fi și uniți, ați vedea că altfel am face front comun și am reacționa la toate provocările venite la adresa bisericii și împotriva acesteia și altfel ne-ar trata și cei care ne-au studiat bine și ne studiază și știu multe despre noi și care știu cum să atace concertat biserica. Pentru că s-ar întâlni nu cu o masă amorfă sau amorțită sau amețită de oameni pe care să-i manipulezi cum vrei, ci s-ar întâlni cu un corp solid, trainic, sănătos, rezistent, ieșit din orice boală, care nu este vulnerabil, care este călit, care are rezistență suficientă cât să facă față oricărui virus și are corpii formați încât să excludă orice virus din interiorul acestui corp, acestui trup care suntem noi, biserica, și care să nu facă lucrare și cuib aici. Însă pentru aceasta noi trebuie să ne vindecăm de boala dezbinării care ne macină și pe noi ortodoxi. Această boală, pe principiul divide et impera, face multe și mari ravagii, pentru că cei care ne mătrășesc pe noi manipulându-ne profită și speculează de această slăbiciune a noastră. Noi trebuie să ne trezim și să ne așteptăm din alte părți nimic, ci noi să ne activăm și să ne reactivăm și să cerem doar de la Dumnezeu ajutor, har, dar și binecuvântare. A fi ortodox înseamnă a te ruga cu cel ce se roagă, a te bucura cu cel ce se bucură, a plânge cu cel ce plânge, a fi solidar cu cel aflat în nevoi, a-l ridica pe cel căzut și decăzut,
a te ruga pentru cel aflat în neputințe sau dileme sau crize de tot soiul, adică a fi ortodox înseamnă a avea mâna samarineanului milostiv, plină de milostenie și de dragoste întinsă la adresa semenului sau aproapelui nostru. A fi ortodox înseamnă a iubi omul și păcătosul și a disprețui păcatul. Indiferent cine este, îl iubim, vrem să-l primim și să-l recuperăm, să contribuim la restaurarea lui cu toată dragostea, disprețuind păcatul din el, dar iubind omul din ființa celui căzut, căci știm că acolo este sădit chipul lui Hristos. A fi ortodox înseamnă a face ascultare de biserică. Facem ascultare de biserică, de povățuitorii noștri duhovnicești, de părinții noștri duhovnici, părinții noștri spirituali, episcopi, preoți, diaconi, de slujitorii bisericii. Numai într-un singur caz nu facem ascultare, caz concret, particular, doar de acela care a căzut în erezie. În rest, noi trebuie să facem ascultare. Biserica presupune rânduială, presupune ierarhie, presupune bună rânduială, nu dezordine, nu anarhie, nu ne comportăm în biserică cu apucături sindicale, nu facem târg, piață, iar maroc și sindicat în sau din biserică, nu punem slujitorii la zid, nu judecăm pe nimeni, nu criticăm pe nimeni, ci cu dragoste și cu empatie ne rugăm pentru toată lumea, toți la oaltă, toți împreună și ne ținem de turmă și mai ales de păstorul turmei. Căci astăzi se bate păstorul și se risipește turma. Și e dureros dacă și noi din interiorul turmei contribuim la prigonirea păstorului. A fi ortodox înseamnă a ține de Hristos, a te ruga Lui să-ți scoată povățuitorul în cale, să-ți scoată dacă n-ai părinte duhovnicesc, să-ți scoată dacă nu ai și ai nevoie soluția de care ai nevoie la problema cu care te confrunți, să-ți lumineze mintea în acest sens, să te înțelepțească și sigur, având această credință și dorință, voința ta de a te preda în mâinile lui Dumnezeu, El va purta, îți va purta de grijă, ne va purta de grijă și va veni și te va salva și te va ajuta și îți va trimite ție ceea ce îți trebuie, ceea ce ți este necesar. Povățuitor, soluție, om care să te ajute, om care să contribuie la rezolvarea problemei tale, om care să te scoată din impas. Important este ca tu să te predai Lui și să te lași în mâinile Lui și să recunoști că toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de sus vine de la tine, Părintele Luminilor. Și să vedem prin preotul nostru pe slujitorul lui Hristos, sau în preotul nostru pe slujitorul lui Hristos, să vedem în arhiereul nostru pe arhiereul lui Hristos, să vedem în slujitorul bisericii pe slujitorul lui Hristos și slujitorul nostru deopotrivă. Și dacă îl prețuim pe Hristos, trebuie să-l respectăm și pe el, slujitorul lui Hristos. Noi astăzi am ajuns într-o cădere sau într-o decădere, într-o răsturnare axiologică care a mai fost. Nu-i ceva nou sub soare. În care de Dumnezeu nu ne mai temem și de oameni nu ne mai este rușine. Și atunci, crezând că toți fiecăruia în dreptul său se cuvin doar drepturi și care numai drepturi, nu și obligații, fiecare având pretenția că le știm pe toate, că le putem pe toate, că le deținem pe toate, ne-am făcut toți învățați și mai ales toți învățători. Ne-am făcut toți a toate știutori și ne-am făcut toți plini de mândrie, plini de orgoliu, plin de aroganță,
în condițiile în care suntem plini de ignoranță. Și aici deja nu mai vorbim de un ortodox veritabil. Ortodoxul nu este așa. Ortodoxul nu este o persoană exclusivistă, dar este o persoană care se include și nu exclude, se include în corpul bisericii, în trupul tainic al bisericii, știindu-și locul, rostul și poziția lui, cunoscându-și, recunoscându-și, apreciindu-și corect pătrățica lui, rolul său, rostul său în această adunare euharistică plină de comuniune, în această comunitate sfântă a bisericii. Adică este omul cu mult bun simț. A fi ortodox înseamnă a fi cu mult bun simț, a fi un om decent. A fi ortodox înseamnă a întreba întâi și apoi a răspunde. A asculta întâi și apoi a vorbi. A analiza întâi, a rumega, amesteca, a procesa bine ce auzi, ce vezi și apoi a emite păreri și mai mult decât atât, sentințe sau judecăți de valoare. A fi ortodox înseamnă, într-adevăr, a te ține de Dumnezeu, a te ține de Hristos și a te raporta la El. A-L vedea pe El din cărțile Sfintei Scripturi, din Noul Testament, din Sfintele Evanghelii, a-L vedea pe El cum s-a purtat, cum s-a raportat la oameni, cum s-a comportat în comunitate, cum a reacționat în diferite împrejurări, situații sau contexte și a-L urma pe El. A ne uni și a ne însoți cu El și a lua pe El pildă, exemplu, model sau reper. A fi ortodox înseamnă a avea o rânduială în viața ta. A fi un om ordonat în gândirea ta, în mentalitatea ta. A fi ortodox înseamnă a ști prioritățile, a avea lucrurile bine așezate, prioritizate, care merită a fi prioritare, așezate la locul lor fiecare, pus Hristos la locul lui, pus biserica la locul ei, pus omul la locul lui, adică a ști bine pe ce te focusezi, pe ce te concentrezi, în ce anume îți canalizezi atenția, în ce direcție. Este omul care n-are timp să-și risipească timpul, ori să-și îl cheltuie aiurea și prost, pentru că el, ortodoxul, nu are timp de pierdut. La el timpul trebuie răscumpărat cât este ziua, căci noi suntem chemați să lucrăm cât este ziua, că vine întunericul când nu mai poți lucra, când nu mai vezi să lucrezi. Și deci noi, în acest timp dat nou aici de Dumnezeu, avem de lucru. N-avem timp de vorbit, n-avem timp de pălăvrăgit, n-avem timp de povestit și mai ales de bârfit și de clevetit, ori de judecat. N-avem timp. Avem atâta treabă. Uitați-vă la un om serios. Un om serios are treburile lui, își vede de casa lui, de gospodăria lui, de serviciul lui, de familia lui. N-are timp toată ziua să bată ulițele și să ia pe toți de la un cap la altul. N-are timp și le are pe ale lui. Seara se bucură că mai are răgase să mai roage o jumătate de ceas, dimineața se roagă și nu știe pe ce să pună mâna mai repede. Adică e un om care are preocupări serioase, nu vreme de pierdut și timp de risipit. A fi ortodox înseamnă a-L avea pe Hristos în viața ta, în casa ta, la masa ta, în familia ta, în colectivitatea ta, în echipa în care lucrezi sau cu care lucrezi. Și aici mai este o problemă, greu mai știm lucra în echipă, tot pentru că suntem prea puțin uniți și prea mult dezbinați. A fi ortodox înseamnă a fi solidar, nu solitar. Poate solitar când intri în cămara ta spre a te ruga. În rest, ești, dacă ai familie, în familie, în neam,
cu problemele familiei tale, cu grijile, cu preocupările case tale, adică ești un om prezent. Cum spunea Părintele Arsenie Boca, ți este mintea și inima sau gândirea acolo unde ți este și trupul. Nu trupul e la Pitești, mintea e la București și inima e la Bruxelles. Nu! Toate sunt acolo, în același loc și în același timp. A fi ortodox înseamnă a-L mărturisi pe Hristos cu timp și fără timp, în tot locul și în tot ceasul. A fi ortodox înseamnă a te ruga lui Dumnezeu să te păzească de dușman, de potrivnici, de tulburare și de sminteală. Iar dacă tot te confrunți cu dușmani, cu potrivnici, cu vrăjmași, cu tulburare, cu sminteală, să-ți dea dar și înțelepciune, ajutor, pricepere și discernământ să știi cum să gestionezi și să traversezi toate aceste momente de criză cu care toți ne confruntăm într-o mai mică sau mai mare măsură, într-o formă sau alta. A fi ortodox. A fi ortodox înseamnă a-L iubi pe Hristos și a înțelege că El este pentru tine totul în toate. Și că dacă îl ai pe El, ai totul. Iar dacă îl pierzi pe El, pierzi totul. Cam în aceasta se rezumă a fi ortodox. Și ca să închei oarecum cu niște concluzii, vreau să vă spun, să vă citesc 10 pași, dacă vreți, 10 etape pe care trebuie să le aibă creștinul ortodox. Adică un program de viață ortodox, un fel ortodox de a fi și de a trăi noi ortodoxi. Un program de viață ortodox. Cu puțină credință putem începe să trăim după modul de viață ortodox, un mod de viață dat de către Hristos însuși prin Biserica Lui. Este un mod de viață încercat care ne apropie de Dumnezeu. Apropiindu-ne de Dumnezeu, vedeți că sunt niște etape, apropiindu-ne de Dumnezeu, sporim capacitatea de a face față oricărei greutăți pe care o putem întâlni. În plus, devenim capabili de a trăi după virtuți. Obiectivul final al omului este comuniunea cu Dumnezeu. Calea de acces la această comuniune a fost definită cu precizie: credința și păzirea poruncilor cu ajutorul dumnezeiescului har, spune Sfântul Teofan Zăvorâtul. Da, este adevărat că modul de viață ortodox nu este modul de viață obișnuit pentru majoritatea oamenilor din societatea noastră. Este, în schimb, o viață dintre cele mai practice pentru persoanele căsătorite, de pildă, care pun familia înaintea provocărilor din cariera lor. Și aici cei mai mulți cred că suntem familiști căsătoriți. De fapt, este modul de a trăi care ne face viața cel mai puțin stresantă și care dă cel mai mult sens. Modul de viață ortodox nu este neapărat un mod de viață monahal. Chiar dacă monahismul face parte din biserică încă de la originele ei, nu suntem obligați să trăim acest stil de viață, oricât de admirabil ar fi el. Doar câțiva sunt cei chemați. Dar noi avem aceleași obiective. Precum monahii, călugării, căutăm sfințenia și unirea cu Dumnezeu. Însă suntem chemați să viețuim în lume cu familiile noastre. Principiile sporirii duhovnicești sunt aceleași, oricare ar fi calea pe care am ales-o. Majoritatea dintre noi nu zăbovesc niciodată pentru a reflecta la finalitatea vieții. Adesea nu facem nimic până când cineva pe care îl iubim nu părăsește viața aceasta în mod neașteptat. În timpul acestui moment, de aceea, vedeți, slujba înmormântării este una plină de filozofie și de înțelepciune. În timpul acestui moment de doliu ne interesăm de sufletul nostru și începem să reflectăm, să medităm puțin la ceea ce este viața în cele din urmă.
Într-un oarecare fel, viața nu este departe de moarte. Știm cu toții că ne îndreptăm într-acolo, însă de prea multe ori refuzăm să ne gândim la aceasta cu seriozitate. Scopul vieții propovăduite de cu seriozitate, din pricina necunoscutului și a fricii pe care o trezește moartea în noi. Scopul vieții propovăduite de apostoli și de către părinții bisericii este acela de a afla unirea cu Dumnezeu. Iisus Hristos a venit ca să ne mântuiască și ca să deschidă porțile cerului pentru noi. El ne-a arătat cum să trăim prin învățătura și exemplul Lui. Ne-a arătat că nu avem a ne teme cu nimic de moarte. Pentru a începe, trebuie să avem credință în Dumnezeu și să privim iubirea Lui pentru noi. Cu puțină credință putem începe să trăim după modul de viață ortodox, un mod de viață dat de către Hristos însuși prin Biserica Lui. Este un mod de viață încercat care ne apropie de Dumnezeu. Apropiindu-ne de Dumnezeu, sporim capacitatea de a face față oricărei greutăți pe care o putem întâlni. În plus, devenim capabili de a trăi după virtuți. Și uitați cele 10 etape. 1. Rugăciunea zilnică. Să avem o regulă, o rânduială de rugăciune care să cuprinde rugăciunile de dimineață și cele de seară. 2. Participarea la Sfintele Slujbe și la Sfintele Taine ale Bisericii. Să asistăm și să participăm cu tot sufletul, cu toată persoana și prezența noastră la dumnezeiasca liturghie. Să avem o practică cu regularitate a spovedaniei și să primim cu credință, cu nădejde, cu dragoste și cu evlavie sinceră Sfânta Împărtășanie. 3. Să respectăm ciclul liturgic al Bisericii, adică să urmăm rânduiala Bisericii și să participăm la posturile și la sărbătorile Bisericii. 4. Să practicăm rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa. Adică să urmăm rânduiala Bisericii, adică să repetăm Sfântul Nume cât se poate de des, de-a lungul zilei sau al nopții, oriunde și oricând. Căci Sfântul Apostol Pavel ne-a spus, ne-a îndemnat, rugați-vă neîncetat. 5. Să încetinim ritmul vieții și să punem ordine în ea. Să stabilim priorități și să reducem stresul și fricțiunile cauzate de o viață stresantă, de o viață dezorganizată, dezordonată și agitată. 6. Să fim atenți. Vedeți ce mult contează să ai capacitatea de concentrare, de atenție. Nu vedeți că mulți dintre noi sărmani suntem atât de risipiți și de amețiți încât nici n-auzim ce spune cel de lângă noi. Nu mai suntem atenți, nu reținem, uităm, întreb după aceea ce a zis cu tare, da, ce a zis? El era acolo, dar nu era acolo. Adică să acordăm toată atenția la ceea ce facem în fiecare moment, loc sau clipă. 7. Să ne îmblânzim patimile. Adică să ne depășim obiceiurile și atașamentul față de gusturi, să învățăm să practicăm virtuțile, înfrânarea și asceza sau renunțarea. Fixarea altor priorități, adică să ne eliberăm de egoism și să aflăm bucuria de a ajuta pe alții, pe semenii, pe apropiații sau pe frații noștri. 9. Prietenia duhovnicească. Să petrecem timpul în mod regulat cu alți creștini ortodoxi, frații noștri, pentru a afla sprijin reciproc și inspirație între olaltă. 10. Lectura Sfintelor Scripturi și a Sfinților Părinți. Să ne inspirăm din învățăturile Sfintelor Scripturi, din înțelepciunea Sfinților Părinți și din viața Sfinților Bisericii, Sfinților Părinți ai Bisericii. Aceste 10 puncte prezentate aici
Aceste 10 puncte prezentate aici nu sunt decât în mare modul de a afla unirea cu Dumnezeu. Cu toate acestea, dacă îl urmăm, vom fi conduși la tot ceea ce avem nevoie să știm. Trebuie să le studiem pe fiecare dintre ele și să ne cercetăm noi fiecare viața noastră actuală. Apoi să căutăm mijloace de a aduce schimbări necesare în viața noastră pentru a le integra. Și întotdeauna să ne rugăm pentru a obține ajutorul și dumnezeiescul har, fără de care nu avem decât puțină putere prin noi înșine. Și vreau să vă spun câteva concluzii spre a nu monopoliza discuția, vreau să avem și dialog și spre a nu vă obosi prea tare. Concluzia mea și a părintului profesor, a părintului Constantin Sturzu de la Iași, căci dintr-un articol al Sfinției sale citez aici, este următoarea. În ortodoxie, scopul nu scuză mijloacele. S-ar putea ca de aici să pornim o discuție. Ortodoxia nu este o avere pe care o poți cheltui, ci un tezaur la care ești chemat să contribui. A fi ortodox nu înseamnă a te împăuna cu moștenirea primită, precum o dras la unui miliardar care se grăbește să huzurească pe banii părinților săi. Ești ortodox nu pentru că te-ai născut așa, pentru că ai această dumnezească moștenire, credința cea dreaptă, ci ești ortodox doar dacă tu însuți îți aduci contribuția lucrând, nu îngropând talentul primit. Copilul face cinste părinților săi când lucrează el însuși în sensul în care a fost educat de către aceștia. Niciun copil nu are vreun merit personal pentru faptul de a se fi născut din părinți de toată isprava și de toată lauda. Și atenție! A fi ortodox nu înseamnă niciun caz a minți, a manipula, a fura, a fi nesimțit sau arogant, a face compromisuri morale sau a face orice alt lucru urât înaintea Domnului, chiar și când scopul, declarat doar, ar fi acela de a întări ortodoxia. Text și pretext. Niciodată scopul nu scuze mijloacele în ortodoxie. Căci îndreptați calea Domnului, drepte faceți cărările Lui, strigă și astăzi Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, urmându-i lui Isaia. Așa că, vedeți, ortodoxia nu este reprezentată de cei ce nu sunt ortodoxi în sensul deplin sau desăvârșit al cuvântului. Cei care nu sunt ortodoxi în credință și în faptă ar face bine să tacă, să nu-și mai aroge un statut de care nu sunt vrednici, aducând zminteală în lume, vai lor, și atrăgând ocări asupra bisericii. Mulți se mai păgubesc pe sine unii ca aceștia. Iar toate atacurile pornite asupra bisericii, de care, cu durere, iată, suntem conștienți, sunt îngăduite de Dumnezeu din două motive. Unu, spre a curăți via sa de mlădițele care nu aduc roadă, ci doar parazitează, și doi, spre a întări în credință și încununa pe cei prigoniți pe nedrept. Așa că să fim pe pace și să ne preocupăm mereu doar de un lucru. Cum trăiești tu însuți ortodoxia și ce fel de roade aduci tu însuți? Vă mulțumesc!